Salut, sunt Marius, adică Bogatu, și acum voi analiza în câteva cuvinte, mai precis în câteva minute, blogul lui Anețoiu, la adresa http://www.anețoiu.info sau Anetoiu. Blogul lui Anețoiu aparține unui blogger din Craiova pe care îl cunosc de ceva vreme de pe internet. Are o temă foarte interesantă, bazată pe culorile verde și gri închis. Pot spune că este o temă chiar pe gustul meu, deși scrisul alb pe fond gri închis nu poate fi pe placul tuturor, dar pe placul meu este, în mod sigur. Acum, ca să revin la header, cuprinde titlul, adică blogul Anețoiu, descrierea exprimându-mi gândurile într-un spațiu virtual pentru ca tu să poți vedea ce gândesc și butonul de subscribe prin orice feed reader. Sub titlu se găsesc cele trei butoane: Home, About Me și Contact. Din butonul About Me putem afla că Anețoiu este un elev născut în 1994, deci un elev de școală generală. Este foarte bine că din ce în ce mai mulți elevi, am mai spus-o și mai spun, își deschid bloguri pe care scriu părerea lor și nu postează doar poze și videoclipuri amuzante. O spun de fiecare dată când analizez blogul unui elev de liceu sau școală generală, pentru că majoritatea blogărilor care fac acest lucru preferă să dea doar copy-paste unor știri sau unor imagini sau să pună clipuri amuzante și atât. Este foarte bine că bloggerii mai tineri, de noua generație, aș putea spune, se ocupă în mod serios de blogging și scriu impresii și nu doar simple, nu copiază de pe alte site-uri. În partea dreaptă a blogului, a temei, se află un sondaj, butonul de search, care este de gore prea închisă și este prea greu vizibil, arhiva blogurilor și câteva bannere. Pot spune că este o temă în două coloane, o aranjare destul de bună. Ce am observat, momentan nu conține reclame decât în posturi. În interiorul posturilor este o așezare destul de... sunt convins că apăsările pe click-urile pe reclame sunt destul de rare, deoarece așezarea acestora nu este deloc inspirată, după mine. Sunt convins că ar fi afișate deasupra posturilor fi mult mai multe click-uri. Ca să revin la acest blog, analiza conținutului. Ce am observat că acest blog nu cuprinde categorii, ceea ce este un minus foarte important. Arhiva demonstrează că blogul este început din decembrie 2007. Posturile sunt foarte interesante. Majoritatea acestora sunt foarte interesante. Câteva sunt mult prea scurte, dar recunosc că unele dintre ele, mai ales cele în care face referire la școală, sunt plăcute de citit, mai ales de către bucurii care au terminat de ceva vreme școală sau de către colegii de școală care vor să afle ce se petrece în clasa 7 sau 8, nu știu exact în ce clasă e, nici ce zbor. Oricum, are 14 ani, deci este un bărbat foarte tânăr. Din câte pot vedea, un post foarte interesant este doar cu cărări, adică nu sunteți rockeri, nici rapper, nici auzeri, doar niște cărări tâmpiți, tu colegi de clasă, care îi vede Ferdinandu Maneasa, care o pun pe telefon, pe de pe DC++, și așa mai departe, care se dau reperi și recunosc că este foarte bine că scrie părerile și că spune ceea ce simte despre cei care îl deranjează. Recomand să scrie cât mai multe posturi personale și
să scrie postul cât mai des, deoarece media de acum este de aproximativ două posturi pe zi, dar în ultima vreme posturile sunt ceva mai rare. Recomand o medie de 2-3 posturi pe zi. Nu știu dacă am mai spus asta înainte, dar nu pot, nu am buton de pauză, de aceea se poate să mă încurc puțin în descrierea unui blog. Recomandările mele pentru blogul Anetoiu sunt în principal un buton search mai vizibil în ceea ce privește tema, plasarea unui buton search mai vizibil pentru vizitatori și plasarea anunțului AdSense dacă este interesant de câștigă prin AdSense imediat sub titlul postului. Cam atât am de spus în ceea ce privește designul. În ceea ce privește conținutul, recomand ca postul să fie ceva mai bun și să cuprindă mai multe impresii legate de școală. De asemenea, cred că ar fi mult mai bine dacă ar fi ceva mai dese, de exemplu, media de 2-3 posturi pe zi. Acestea sunt părerile mele față de blogul Anetoiu, aștept și opiniile voastre.